Pădurile tropicale din Africa adăpostesc mii și mii de specii diferite de animale. Jungla densă și de nepătruns blochează lumina și formează un ecosistem unic, a supraviețui în care nu este deloc ușor. Dar astăzi vă vom face cunoștință cu un animal care se simte foarte bine într-un astfel de mediu, așa că puneți un like și să începem! Eroii episodului nostru de astăzi sunt soldații pădurii, cimpanzei. Faceți cunoștință, acesta este un cimpanzeu, ruda noastră cea mai apropiată. Și cine ce n-ar spune despre teoria lui Darwin, dar ADN-ul cimpanzeului este în proporție de 94% identic cu al nostru. Ei seamănă cu noi mult mai tare decât pare, e de ajuns să examinăm structura lor socială și totul va deveni clar, dar despre toate la timpul lor. Cimpanzeii fac parte din familia de hominizi. În afară de ei, acolo mai sunt incluse gorilele, urangutanii și... oamenii. Cimpanzeii s-au clasificat în propria lor specie destul de târziu. S-a întâmplat asta cu aproximativ 6 milioane de ani în urmă. Pentru comparație, gorilele au făcut asta cu 8 milioane de ani în urmă, iar urangutanii cu 14 milioane de ani în urmă. Dar însă și în ziua de azi sunt împărțiți în două specii. Cimpanzeu comun și cimpanzeu pitic, care e mai mult bonobo. Necătând la denumirea sa, e aproape de aceeași mărime ca și cel comun. Bonobo se deosebește printr-un corp puțin mai zvelt și culoarea neagră a pielei, plus că sunt și foarte pașnici și toate conflictele le rezolvă exclusiv prin împerechere. Pentru a supraviețui cu succes în jungla africană trebuie să fii suficient de pregătit și puțin poți să concureze în pregătire cu acești soldați ai pădurii. Corpul unui cimpanzeu este un munte de mușchi care poate ajunge la înălțimea de 170 de centimetri, cântărind până la 70 de kilograme. Mușchii nu pot fi ascunși nici de blana cu care i acoperit tot corpul primatelor, cu excepția feței, interiorul palmelor și a călcâilor. Asta le permite să execute sarcini fizice complexe, să care lucruri grele și să stea agățați mult timp de copaci. Un rol important îl joacă membrele cimpanzeului. Mâinile lui sunt mai lungi decât picioarele, ele chiar depășesc lungimea corpului cu aproximativ 25%, ceea ce îi permite să le utilizeze în moduri foarte convenabile. Degetul mare al cimpanzeului este în poziție poziție opusă față de celălalt, ceea ce face mișcările folosind obiectele mici extrem de ușoare. Așa structură se păstrează nu doar la mâini, ci și la picioare. Totuși, principalul avantaj al acestui primat este mintea. Au fost făcute o mulțime de experimente care demonstrează că capacitățile mentale ale acestor maimuțe sunt foarte dezvoltate. Ele pot analiza situația și acționa diferit în funcție de circumstanțe. Pot lucra în echipe și în caz de necesitate pot să ceară ajutor unul altuia. Dar chiar și dacă omul îl va ruga să facă ceva, cimpanzeul o va face. Deși cu toate acestea, creierul lor ocupă doar 50% din cutia craneană și e de 4 ori mai mic decât al omului. Însă cimpanzeii nu știu despre asta și cu ajutorul mimicii și expresiilor faciale dobândesc cele dorite. De exemplu, aflându-se mult timp la zoo, ei se învață rapid să atragă atenția celor care vin să-i viziteze și să ceară de la oameni ceva gustos. Pe lângă asta, pot folosi obiecte din jurul lor pentru a-și îmbunătăți modul de viață și chiar să creeze arme pentru vânătoare. De exemplu, această dronă doar s-a apropiat de cimpanzeu și a fost imediat doborâtă de un paznic vigilent. Și desigur că n-a putut să o lase fără atenție după asta și a experimentat-o. Iar această femelă cimpanzeu și-a făcut o suliță și acum vrea să-i facă una puiului său. Ea fixează sulița de copac ca micuțul cimpanzeu să o ia. Și asta nu-i nimic altceva decât transmiterea conștientă a cunoștințelor următoare generații. Deși înainte se considera că de așa ceva sunt capabili doar oamenii, iar primatele doar copiază comportamentul adulților. Ce o să mai vorbim despre curiozitatea lor? Un oaspete nedorit pe teritoriul lor va fi imediat distrus și imobilizat cu lovituri de labe sau pur și simplu alungat. Iar acest raton i-a interesat foarte foarte mult pe cimpanzei. Ceea ce desigur că nu tare i-a plăcut animalului și el încearcă să se ascundă, să fugă de ei. Dar unde poți să te ascunzi de un grup de maimuțe curioase? Iată și a fost nevoit ratonul pe neașteptată să zboare un pic. La capitolul Curiozitate, aceste primate nu au probleme. Cimpanzei trăiesc în grupuri care au un sistem social foarte complex. De obicei, așa grupuri nu depășesc 30 de indivizi care au un lider. Este ușor să-l deosebim printr-un comportament destul de obraznic. În același timp, alți membri ai grupului salută liderul în toate modurile posibile, cu diferite strigăte și sunete, dar ceea ce este și mai interesant e că liderul deseori devine nu chiar cel mai puternic individ. Cei mai inteligenți merg la masculii mai puternici pentru a le cere sprijinul, apoi cu ajutorul lor detronează, să zicem așa, liderul. Anume, acești mascul se află cel mai aproape de lider, mai jos stau restul masculilor. După ei urmează femelele cu pui. Femelele au și ele propriile ranguri, care se activează doar într-un singur caz, vis-a-vis -vis de numărul de masculi care doresc să se împerecheze. Dacă cineva a primit tronul doar datorită puterii sale, atunci el nu va domni mult timp. Cimpanzei nu se sfiesc să atace împreună, în doi, în 3 și chiar în 4 pe unul. În cazul dat, ei pot folosi pietre, creenci și alte obiecte la îndemâna. Cu mâinile lor ureașe, cimpanzei efectuează niște lovituri foarte puternice, care sunt greu de îndurat. Și dacă inamicul nu se va preda și nu va admite înfrângerea, atunci el poate fi bătut până la moarte. În general, cimpanzei trăiesc undeva 50 de ani și reușesc nu doar să crească o generație, dar să-și vadă și nepoții. Deși de cele mai dese ori cei tineri părăsesc grupul părinților și merg să-și caute unul nou, legăturile sociale în comunitatea acestor primate sunt foarte puternice. Ei au chiar și conceptul de prietenie între bărbați. Masculii pot adesea petrece timpul unul cu celălalt să vâneze împreună, să se odihnească și să-și îndepărteze paraziții. Vânătoarea este un element important de team building și de cele mai multe ori vânătorii de bază sunt liderul și masculii mari care sunt cei mai apropiați de el. Ei iubesc să vâneze niște mai mai mici. Ei se mișcă în tăcere pe pământ încercând să localizeze prada. Uneori chiar și înțepenesc pe loc, ascultând sunetele din vârfurile copacilor. Și atunci când obiectul a fost descoperit, vânătoarea începe. Cimpanzeii se ridică în liniște pe copac și înconjoară grupul de mai muțe Colobos, apoi începe goana. Colobos sunt mai rapide și mai agile decât cimpanzeii, dar împotriva unui grup atât de organizat sunt neputincioase. Iată că vine și timpul mesei, iar primii mănâncă cei care au dobândit hrana. Asta și mai tare întărește puterea, căci dacă liderul nu va avea susținători, atunci va fi ușor de detronat, iar cu dușmanii lor se lămuresc foarte rapid. Această comunitate de Nogogo este una dintre cele mai brutale și complexe organizate grupuri de cimpanzei din lume. În anul 1996 număra peste 140 de cimpanzei, ceea ce este un record absolut. Oamenii i-au urmărit mai mult de 20 de ani și nu au găsit un alt trib asemănător. Acolo aveau propria elită conducătoare care era formată din masculul alfa și alți 5-6 masculi puternici. Echipele lor de vânător și chiar soldați, lor nu le păsa cine era alfa masculul. Comunitatea lor locuia pe un teritoriu de 28 de km pătrați. Nu invidiez animalul care a nimerit pe el, mai ales ma maimuțele colobos. Zilnic, cimpanzeii mergeau la vânătoare în grupuri și veneau înapoi cu câte 80 colobos. Își pot croi drum prin frunziș cu viteză mare. Practic, alergă prin copaci și maimuțele colobos nu au cum să scape sau să se opună. Astfel, în Gogo organizau niște exterminări adevărate ale maimuțelor colobos. Era dureros să prevești asta, dar ce să faci când o specie pe cale de dispariție exterminează alta? În comunitate existau soldați care patrulau permanent teritoriul, dar cu alt scop. De obicei se apropiau de una dintre granițe și tăceau, dar așa tăcere dură până când grupul auzea vocea străinului. Ei sar repede și se aruncă în urmărirea cimpanzeului inamic. Nimeni nu putea supraviețui fiind urmărit de un astfel de detașament. Timp de câțiva ani, Gogo -Go au slăbit multe alte populații vecine de cimpanzei. Asta seamănă nu a ceartă între clanuri, ci a ceva mai mare mai lung ca un război. În 2016, comunitatea în Gogo numără deja 204 indivizi și clanul avea nevoie de teritoriu nou. Astfel, ei au realizat o expansiune spre nord-est, lămurindu-se fără prea multe probleme cu celelalte clanuri slăbite. Chiar și acum, pe acel teritoriu se fixează un număr mare de mortalitate a cimpanzeilor. Să sperăm că cimpanzei în Gogo nu vor vrea să atace oamenii. Iată așa viața interesantă și complexă duc cimpanzeii. Sperăm că v-a plăcut acest episod. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi! Scrieți-ne în comentarii voi ce părere aveți despre șimpanzei! De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like! Pe curând!